din ce în ce mai mulți tineri suferă un accident vascular cerebral, avertizează medicii de Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral, celebrată pe 29 octombrie. În România, AVC-ul este prima cauză de invaliditate și a doua cauză de mortalitate în rândul populației, iar un studiu recent care analizează evoluția bolii la noi în țară semnalează că unul din șase români va face un AVC. Un accident vascular cerebral, un AVC, apare atunci când țesutul cerebral este privat de oxigen și nutrient din cauza întreruperii circulației sângelui. Lipsită de oxigen, materia cenușie moare după câteva minute și nu mai poate fi recuperată niciodată. Deteriorarea sau moartea celulelor provoacă o simptomatologie clară în părțile corpului care sunt controlate de părțile creierului afectate de accidentul vascular cerebral. Timpul este cel mai important în cazul pacientului care suferă un AVC, el având maximum 6 ore la dispoziție să ajungă într-o unitate spitalicească pentru a fi tratat, astfel încât să-i se salveze viața și să rămână cu cât mai puține sechele. Timpul este creier. Asta obișnuim noi, medicii, să spunem în cazul acestei boli dramatice. Fiecare secundă este vitală pentru creierul afectat de un stroke. Atragem atenția asupra semnelor care anunță apariția unui AVC pe care fiecare om ar trebui să le recunoască ca să poată reacționa așa cum trebuie într-o astfel de situație și să sune la salvare imediat. FAST. Acestea sunt literele pe care trebuie să le rețină toată lumea. Fiecare literă din acest acronim reprezintă un simptom care semnalează AVC-ul. F este de la fața căzută și asimetrică, A de la amorțirea brațelor și picioarelor, S de la stâlcirea sau sacatarea vorbirii, iar T vine de la timp, pentru că atunci când un aparținător sesizează simptomele, este timpul să sune la 112 imediat, avertizează dr. Lucian Mărginean, medic primar, radiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș. În cele mai multe cazuri, din cauza lipsei de reacție în timp util, pacienții care suferă de AVC mor sau rămân cu invaliditate sau cu sechele majore care îi fac dependenți de o altă persoană. Există și cazuri fericite în care pacienții ajung la spital în intervalul de timp recomandat de 6 ore, iar datorită intervenției neurologice, viața lor revine la normal. Femeile cu cancer de sân agresiv se confruntă cu un risc mai mare de a dezvolta și alte tipuri de cancer. Este concluzia unei analize făcute pe 15.000 de paciente. În special, femeile care au fost diagnosticate cu cancer la sân între două screeninguri de rutină aveau riscul mai mare de a fi diagnosticate cu un alt tip de cancer, cum ar fi cancerul pulmonar, de colon sau de piele. Cancerul de sân detectat între două screeninguri se numește cancer de interval și are tendința de a fi mai avansat, mai agresiv și de a avea un prognostic mai rău decât cancerele găsite în timpul screeningurilor. Cercetătorii au analizat datele de la aproape 15.000 de paciente cu cancer mamar care participaseră la unul dintre cele trei studii anterioare, două în Suedia și unul în Statele Unite. Oamenii de știință au descoperit că pacientele cu cancer mamar, care sufereau și de un alt tip de cancer, au avut de 3 ori mai multe șanse să aibă antecedente familiale de cancere multiple. Acest lucru sugerează că mutațiile genetice rare pot juca un rol important. Este de părere Felix Grassman de la Institutul Karolinska din Stockholm. Rezultatele pot fi utile în regândirea programelor de prevenire a cancerului, în sensul că acestea ar putea include teste suplimentare pentru anumite persoane și creșterea gradului de conștientizare în rândul supraviețuitorilor de cancer mamar și a rudelor lor. Autorii studiului au spus, de asemenea, că este necesară o cercetare suplimentară pentru identificarea mutațiilor genetice rare care pot fi asociate cu cancerul de sân și alte tipuri de cancer. Premieră în domeniul cercetării medicale din România. Pacienții care suferă de leucemie limfatică acută cu limfocite B în fază avansată ar putea avea acces la o terapie revoluționară. Colectivul de cercetători de la Oncogen Timișoara, unitate medicală publică, a reușit să pună la punct o tehnologie care are rezultate foarte bune în tratarea acestei boli. Profesor dr. Virgil Păunescu, coordonatorul proiectului, spune că rezultatele obținute până acum în România permit trecerea în faza următoare și anume producerea celulelor imune modificate genetic în vederea tratamentului pacienților afectați de leucemia limfatică acută care nu mai au nicio șansă terapeutică. Potrivit profesorului Virgil Păunescu, Oncogen Timișoara este probabil singurul centru din țară, dar și din Europa de Est, care a pus la punct această tehnologie care ar putea fi și la dispoziția pacienților din România de la anul.
Este vorba de pacienți suferinți de cele câteva leucemii pentru care această terapie are indicații, pacienți care în momentul de față, dacă nu răspund la tratament, nu au nicio șansă de supraviețuire pentru că tratamentul teoretic disponibil în Statele Unite este între 500 și 800 de mii de dolari, iar în Uniunea Europeană începe de la 350 de mii de euro fără complicații și spitalizare. Deci, practic, este inaccesibil. Proiectul se va derula în colaborare cu Universitatea Tehnică din Dresda și Universitatea Goethe din Frankfurt și are un buget de aproximativ 2 milioane de euro. Numărul copiilor cu autism este în continuă creștere. Specialiștii vor să oprească acest fenomen. 300 de micuți afectați de această tulburare vor fi investigați clinic, genetic și imagistic la Spitalul Profesor Dr. Alexandru Obregia în cadrul unui proiect cu fonduri norvegiene. Obiectivul acestui proiect este acela de a recunoaște precoce și diagnosticarea autismului. Specialiștii vor să dezvolte și să implementeze un protocol pentru studii genetice și de neuroimagistică, recomandări centrate pentru fiecare pacient în parte. Potrivit medicului Magdalena Budișteanu, incidența autismului a crescut foarte mult în ultimul timp. Studii recente arată o incidență de la 1 la 59 de copii. O altă problemă care ar trebui rezolvată cu ajutorul acestui proiect este implementarea tehnicii de secvențiere de înaltă rezoluție care încă nu este disponibilă în România la nivelul întregii țări. Ea se poate practica doar în câteva centre private în România, deci contra cost. Nu este o investigație de care se poate beneficia orice pacient cu tulburarea de spectru autist sau cu altă tulburare de neurodezvoltare. Din păcate, medicii nu știu câte cazuri sunt în acest moment în România. Tocmai din acest motiv vor să inițieze în cadrul acestui proiect și Registrul Român pentru Tulburarea de Spectru Autist. Proiectul este finanțat din fonduri norvegiene. Are o valoare de 1,5 milioane de euro și se va implementa timp de 4 ani la Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Dr. Alexandru Obregia.